Chiar dacă nu suntem în topul județelor cu cele mai multe apeluri false la 112 în 2013, peste 200 de giurgiuveni au fost sancționați pentru apeluri false și abuzive la numărul unic de urgență. Asta reiese dintr-o statistică a Serviciului de Telecomunicații Speciale. Multe persoane sună fără a avea o urgență, se interesează despre evenimente care se petrec în localitatea lor, adresează injurii operatoarelor, râd, pun muzică sau nu vorbesc. Se solicită informații despre numere de telefon, se cere legătura cu diverse instituții sau persoane publice, ori se solicită sfaturi medicale. Statistica pe anul 2013 realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale arată că la numărul unic de urgență 112 Giurgiu au fost primite și tratate 268.125 de apeluri. Dintre acestea, 28% au fost reale și 72% false. Cele mai multe apeluri au fost transferate către ambulanță, 55,27% și poliție, 27,82%. Majoritatea apelurilor false și abuzive provin de la copii, tineri, persoane cu probleme psihice și sunt în mare parte realizate de pe cartele prepay, mai anunță Serviciul de Telecomunicații Speciale. La nivel național, din cele peste 17 milioane de apeluri primite la 112, peste 12 milioane au fost false. Autoritățile speră ca aceste statistici să îi conștientizeze pe români cu privire la rolul și importanța liniei 112 și la consecințele unui apel fals, astfel încât numărul de apeluri abuzive să scadă.